interviurile Radio România Musical. Bun găsit, vă spune Cristina Comandașul la o nouă ediție specială a interviurilor Radio România Muzical. O ediție specială pentru că alături de mine se află protagoniștii recitalului pe care Radio România Muzical îl organizează mâine la Muzeul Cotroceni, violoncelista Laura Buruiană și pianistul Ferenț Vizi, interpreții discului de muzică clasică al anului 2013, așa cum a fost el votat chiar de dumneavoastră, ascultătorii noștri, cei care au dat note discurilor intrate în campania Votează discul de muzică clasică al anului 2013. Ne ascultați în direct la radio, dar ne și puteți vedea pe site-ul romaniamuzical.ro, unde aveți șansa de a fi părtași la modul cum se realizează o emisiune de radio în direct, adică puteți asculta și acele comentarii din studio care nu se aud în mod obișnuit la radio. Puteți să intrați în contact cu noi prin rețeaua Facebook pe wall-ul Radio România Muzical, unde topicul legat de această emisiune este deja deschis. Aș vrea în primul rând să-i salut pe invitații mei și să le urez bun venit! Bine v-am găsit! Mă bucur că suntem în sfârșit împreună, pregătim acest recital, cred că deja de vreo 3 luni tot ne gândim la el. Mă bucur că în sfârșit el se concretizează. Eu mă bucur că acest proiect Votează discul de muzică clasică al anului în România își găsește o finalitate după această primă ediție. Cred că și pentru voi a fost o surpriză că în ianuarie 2014, când am văzut ce voturi s-au strâns și am văzut cine a strâns cele mai multe voturi, să vedem că acest disc este cel câștigător. A fost sau nu a fost o surpriză? A fost o mare surpriză. Chiar nu ne așteptam și am fost foarte fericiți. Eu tocmai plecam la Paris și când am primit vestea și eram foarte, foarte fericită. Și chiar ne bucurăm pe asta și mulțumim cei care ne-au votat. Și pentru tine, Ferenț? Da, eu am fost foarte surprins pentru că mi se pare că nu mi-amintesc exact, dar am văzut CD-urile selecționate, erau niște nume mari acolo de pe scenele în jur. Deci, bineînțeles, e o plăcere și o onoare deosebită. Care credeți că a fost atuul vostru în fața celorlalte discuri? Nu știu care poate fi fost atuul pentru ascultători. Ceea ce mă privește pe mine, eu am o amintire foarte bună despre discul ăsta, pentru că atmosfera și practic spiritul în care s-a înregistrat era foarte aproape de atmosfera unui concert. Și pentru mine e lucrul cel mai important, e că în ciuda faptului că ești într-un studio care e destul de rece, fără public și toate chestiile astea, reușești totuși să creezi o atmosferă, reușești să te apropii de momentul ăla deosebit care este concertul. Și comparat cu, am mai înregistrat și alte discuri, am găsit că într-adevăr am reușit cu Laura să avem o colaborare și o concretizare în momentul în care l-am făcut, care pe mine m-a mulțumit foarte mult. Deci aveam o amintire foarte bună despre înregistrarea asta. Da, eu aș vrea să adaug un lucru important. Campania Votează discul de muzică clasică, așa cum a fost gândit de noi cei de la Radio România Muzical, aduce în față doar voturile ascultătorilor. Dacă alte reviste sau alte posturi de radio, care și ele își realizează propriile clasamente, au introdus și votul realizatorilor, comentatorilor, noi am spus, hai să facem... De fapt, am pornit această campanie ca un soi de joc. Și am zis să dăm posibilitatea doar ascultătorilor să voteze. Și a fost totul foarte transparent, s-au dat note de la 1 la 5, cine a strâns cele mai multe voturi și nota cea mai mare din cele mai multe voturi a fost declarat discul anului. Sigur că a fost oarecum surprinzător, pentru că discul vostru a intrat ultimul în campanie. A fost, de fapt, când l-am primit destul de târziu. Și am zis, sigur, trebuie să promovăm un disc pe care apar numele unor interpreți români. A fost difuzat în 6 ianuarie 2014, prima dată.
apoi după 12 ianuarie când am început să vedem care sunt voturile, wow, am zis, ia uite ce de voturi a strâns acest zici. Așa a fost declarat câștigător, ca să explicăm ascultătorilor noștri care este mecanismul acestei campanii și că este foarte important de fapt votul lor. Campania continuă cu ediția 2014, care este activă pe site-ul nostru. De fapt ce facem? Ascultăm discursurile la radio și apoi înregistrarea emisiunii plus arhive foto și video plus comentariile realizatorilor se regăsesc pe site-ul romaniamuzical.ro și ascultătorii au posibilitatea să asculte încă o dată emisiunea, poate că n-au prins-o la radio, dar poate să asculte pe site și să dea note. Acest disc al vostru a apărut, de fapt, în martie 2013, la nivel internațional, la o casă germană, Covielo Classics, unde tu, Laura, ai mai avut scos un disc, acela cu Matei Varga și sonate de Johannes Brahms, da? Un alt disc pe care noi, de asemenea, l-am difuzat la momentul apariției lui. Cum ai ajuns să lucrezi cu această casă de discuri și cum s-a născut iată al doilea disc pentru Covielo Classics? De fapt, primul meu disc a fost înregistrat de către directorul acestei case de discuri, Moritz Bergfeld, și anume discul cu sonatele de Enescu, scos la Naxos în 2008, cu Martin Cibor la pian. Și de atunci am păstrat legătura cu Moritz și am tot vrut să facem mai multe proiecte. Și în momentul acesta avem, practic, 4 proiecte. 2 care deja au fost scoase pe piață și încă 2 care urmează anul acesta și în viitor. Ce? Bach, suitele de Bach. Foarte interesant. Da. Primele cuvinte deja s-au spus. Sigur, voi sunteți aici pentru că mâine veți susține un recital în care ați inclus și o lucrare de pe discul de muzică clasică al anului 2013. Este vorba de sonata Opus 58 mâine. Eu astăzi vă invit însă să ascultăm o altă lucrare de pe acest disc, ceva din sonata Opus 45 de Mendelssohn. Auzi microfonul, e, se aude bine sau e prea jos? Ok, atâta vreau să ne asigurăm. Acum o să intrăm cu banda aia care e pusă de la un moment dat încolo, după Magul 1, cred că e. Puteți să vă apropiați, să vă strângeți un pic, vă rog. E dezagreabil, nu încercăm. Știu. Mai ales pentru dumneavoastră, știi? Da. Nu-mi place deloc. Am mult obișnuit cu bărbații, știi cum? Nu mai spuneți că... O să aveți o surpriză în radio. Să discutăm despre chestiunea asta, că concertul versus înregistrarea pentru CD sunt lucruri foarte diferite. Și unii se pot adapta și alții nu. Adică, cred că din punctul meu de vedere trebuie să ai primul niște nervi extrem de tari pentru înregistrare. Adică, e pentru Bach, nu cred că mai greu totuși. Noroc că avem ce trebuie. Răbdare, tu mi-ai ales. Da,
da, de fapt, voi sunteți foarte dreptătoși și Bubi, la fel. Tătălin, vreau să zic, nu a fost scris mai de Bubi. O să te cunoaște, că e concurentul tău la Bubicu, așa-l cheamă. Concurentul tău la glume. Ești mai bun decât el, mi-am dat seama. Și la răbdare. Bă, dai lungă partea asta. Așa lungă e și gândită. Cunosc că eu am admirat foarte mult această parte a doua din sonata opus 45 de Felix Mendelssohn, o interpretare realizată de Laura Burriana și Ferenc Vizi pe discul declarat discul de muzică clasică al anului 2013 în România de ascultătorii Radio România Musical. Vorbeam cu ei în studio în timp ce ascultam această muzică despre ce înseamnă să înregistrezi un disc și care sunt diferențele dintre a cânta într-un concert și a înregistra un disc. Sunt două experiențe cu totul diferite. Noi muzicienii știm. Îmi dau seama cât de clar este pentru cei care ascultă, cât de deosebită este experiența. Cum e, Laura? E foarte deosebită, pentru că în momentul în care ești în studio, n-ai public, n-ai de unde să-ți iei energia și inspirația. Și tot timpul, câteodată ai un pasaj pe care trebuie să-l repezi de 10 ori, cu aceeași inspirație pe care trebuie să o găsești undeva și cu multă răbdare. În primul rând răbdare, pentru că în momentul în care înregistrezi 8 ore pe zi și ești, s-a întâmplat să fii și la ora 11 seara, în alte înregistrări, nu cu Ferenc, să-ți vină să bați pe cineva și trebuie totul să te calmezi și să reușești să duci până la capăt. Este un hobby foarte greu. Am înțeles. Există multe păreri ale muzicienilor, apropo de chestiunea aceasta despre înregistrare. Este ea necesară? E mai bine să cântăm doar în concert? Ce părere ai, Ferenț? Eu cred că niciodată nu trebuie pierdut din vedere faptul că muzica e o desfășurare, totuși e un discurs care se desfășoară în mod liber și neîntrerupt. În momentul în care îl întrerupi, problema e că în registrare ai tentația că să-l întrerupi din ce în ce mai des, pentru că tehnologia de astăzi permite niște lucruri care erau de neînchipuit acum câțiva zeci de ani. Deci se pot face multe lucruri, se pot relua foarte multe lucruri. Pericolul la asta este că inspirația aia muzicală care vine dintr-o desfășurare liberă și dintr-o desfășurare un pic mai amplă începe să fie un pic privită așa la microscop și pericolul e să te pierzi în detalii care nu sunt foarte importante până la urmă și să pierzi un pic opiumul ăsta care este în muzică și care apare în concert. Și pe lângă asta, eu cred că sunt, cum să spun,
Există posibilități de înregistrare astăzi, mai multe și e foarte bine, dar pe de o parte, interpretul trebuie să se pregătească, chiar dacă durează 2, 3, 4, 5 zile, trebuie să se pregătească la fel ca pentru un concert, deci să fie pregătit oricând să cânte piesa asta de la început la sfârșit. Și pe urmă, bineînțeles, pentru din motive muzicale poate să șlefuiască și să caute ceva extraordinar, dar să nu cădem în facilitatea asta în care mai mult din motive tehnice, ca să spun așa, din motive tehnice stăm confortabil și spunem că păi, nu-i nimic, că se poate înregistra încă de 10 ori sau de 20 de ori sau, și avem tot timpul și posibilitățile de a-l face. Deci, practic, cum să spun, riscul ăla, între ghilimele, riscul ăla, plonjonul ăla care îl faci atunci când faci un concert, ar trebui să existe și atunci când ești într-o sală de înregistrare și să nu ai impresia unui oarecare confort. Oricum, confortul de fapt nu există. Cine se duce la să facă înregistrări în studio trebuie să fie de două ori, cred, mai bine pregătit decât la un concert, așa este, nu? Iată, publicul român are șansa să vă asculte mâine la Muzeul Cotroceni la ora 19, un recital găzduit de partenerul nostru, Muzeul Național Cotroceni, căruia îi mulțumim, un recital care cuprinde atât o lucrare de pe acest disc de muzică clasică al anului 2013, adică a doua sonată de Mendelssohn, dar și lucrări româno-franceze, să le spunem așa, nu? Pentru că voi ați ales lucrări de George Enescu, Gabriel Fauré și Claude Debussy într-o încercare de recreare a Parisului sfârșitului de secol XIX, începutului de secol XX. Poate ar fi cazul să amintesc că doar acum sunt ultimele ore când puteți să vă mai achiziționați biletele foarte puține care au mai rămas pentru acest recital din rețeaua bilete.ro, pentru că începând de mâine dimineața nu se va mai putea face acest lucru. Așadar, avem și un recital. Cu ce gânduri întâmpinați acest recital? La ce să se aștepte cei care vă vor vedea mâine la Muzeul Cotroceni? Eu am fost foarte fericită în momentul în care ne-ați propus acest recital și alegerea programului a fost o alegere destul de bine gândită pentru a combina ceea ce este pe disc, adică sonata a doua, re major, cu a doua parte a un program mai accesibil publicului și cu lucrări mai îndrăgite și mai cunoscute, de fapt, de către public, pentru că sonatele de Mendelssohn nu sunt foarte, foarte cunoscute. În primul rând, datorită faptului că sunt foarte, foarte grele la pian și sunt puțini pianiști ferenți care pasă cântate de bine. Și am vrut foarte mult să includ o lucrare de Enescu, pentru că eu sunt obișnuită să pun mereu în recitalurile mele ceva de Enescu. De ce faci lucrurile astea? Pentru că îmi place Enescu. Da. Nu din alt motiv, pentru că îmi place Enescu. Și mi se pare că este un compozitor extraordinar care trebuie să fie cât mai mult promovat de către toată lumea, și străini și români. Da. Emisiunea de astăzi își propune numai să prezinte acest disc de muzică clasică al anului 2013, ci am încercat ca prin înregistrările pe care le vom asculta să recreăm și o biografie a voastră. Va urma o lucrare pe care am găsit-o în Fonoteca Radio România, unde Ferenc Vizi evoluează alături de Gerard Frémy, care a avut un rol foarte important în cariera ta, nu? Da, a fost membru al în juriul concursului Enescu din 91, deci l-am întâlnit în momentul acela și faptul că am avut un rezultat bun în concurs și am fost foarte surprins și l-am întâlnit pe domnul Gerard Frémy și am vorbit puțin și așa dânsul mi-a sugerat să vin să încerc admiterea în Paris, ceea ce niciodată nu mi-aș fi închipuit așa de... Se întâmpla în 91. Da. Și în 92, deci am mers la Paris și am reușit să intru la conservator și am intrat în clasa maestrului Frémy și îi datorez multe, am învățat multe cu el și concertul acesta de Bach l-am făcut cu două din studentele sale fost printre cele mai bune, Alberta Alexandrescu, Mara Dobrescu, pe care Laura o cunoaște bine, și am avut plăcerea să cântem concertele astea de Bach la două
la două piane, trei și chiar cel la patru piane, mi se pare. Și cu atât mai mult mă gândesc la domnul Fremicu, cât s-a stins din viață recent, acum în două luni, cred că, da. Iată, un prilej să rememorăm o înregistrare din anul 1998. Este partea a doua din concertul catalog 1062 pentru două piane și orchestră de Bach, cu Gerard Fremin și Ferenc Vizi. Am ascultat cu un concertul și am preferat partea a doua. Cred că am ales bine. Să vedem cum facem. Haideți să încercăm cu telefonul ăsta, care are o cameră mai bună. Și are și blitzul mai puternic. V-aș fi recunoscutor dacă n-ați mai clipi. Perfect. Hai să facem și... Nu-i mai facem. Dacă se supără, nu-i mai facem. Asta o să meargă până mai înscris aici, minutul 11:37, dar ne dăm seama și după audiție. Okay. Când se termină partea, îmi dai mie. Ce facem, Ara? Bine, bine, copilași. N-am mai văzut-o ei câteva timp. E la fel de frumos. Deci acum e minutul 5 și ceva. Da, are 7 minute, cam 7 minute trebuie să... Ce-ți faci? Căsătorită? Dar cu cine e căsătorită? Da. Un tip? Mă rog, asta am presupus. E frumos, e blond. Îl cheamă Nicolas Krüger. E un dirijor. E un dirijor și pianist. Foarte talentat. Au deja de copii, așa că... Mă, da. S-a grăbit, e ca mine care stau. Și tu te-ai grăbit. Eu dintr-o dată i-am. Dar tu câți copii ai? Doi. Gemene, două fetițe. Bravo, doi dintr-un foc. Da. Bravo. Pe urmă ne-au calmat. Da. Am spus să nu mai încercăm, dacă numai câte doi vine, tot nu să fie bine. Nu, dar eu am fost singur la părinți și am zis că nu ideal. Nu e neapărat. Neapărat trebuie să fie doi. Mai nu, și tu la fel, dar nu ai eu? E azi, înțeleg. Meu, l-am cunoscut pe 21 de ani. Foarte frumos. Ce urmează? Urmează banda. Banda de pe Magul 2. Da. Care începe cu începutul. Vezi că sunt exact în ordinea de pe desfășurător. Și eu v-am pus benzile și CD-urile în raft exact în ordine deasupra Magului 1. Deci Anatol Vieru o să urmeze, da? Da, mâncăm ceva, că era... După ce am repetat. Nu mergem la un film. Dacă vrei, eu sunt pe tăi, cum să-l pun eu ce te-ai spui, domnule? Nu, că m-ai speriat. Ah, păi nu, el nu-i cum zice ce. M-am mandat la el. Pe Gerard Fremin după ornamente. Da. Asta? Mi fasol? E da, când face un ornament, era el. Să știi că e destul de barocos cântat așa, e mult. Da, îi place să fie... Ne-i foarte cu articulație așa. Și culmea e că are și trăsătura aia, ca de la original de la vioară, mi s-a părut. Adică da. Nu e pianist. Da, e... da, păi, nu, păi când ai ascultat la vioară nu mai poți să urmă și mai ales că este înregistrarea cu Enescu. Da. Asta da. E ceva, ceva deosebit. Din păcate, nu poți să faci chiar. Poți să te gândești, dar la pian e mai. E, evident.
schimba de câte ani să mă încep noi. Vrei? Oricine. Ce? Adelan. Și am să îmi timp pe cât timp să mă încep noi după repetiția de 3 ore că o facem. De 3 ore. Aule, pe mai mâncați moarte. Nu, de 3 ore. 3 ore. Pe la ce minut am ajuns? Să vedem. Aproape de 10. Ați recunoscut partea a doua a unui celebru concert de Bach, dublu concert de Bach, însă într-o versiune pentru două piane, o versiune din 1998 cu Gerard Fremin și Ferenc Vizi la pian, alături de orchestra de cameră radio dirijată de Frank Galli. Iată o înregistrare din 1998, au trecut atâția ani, Gerard Fremin deja nu mai este printre noi. Este un prilej însă de a discuta acum despre relația dintre doi români care locuiesc amândoi în Franța, Ferenc Vizi și Laura Bruiană. Cum ați ajuns să colaborați, de fapt? Bună întrebare! Eu auzisem de el de foarte mult timp și l-admiram extrem de mult și mi-am dorit foarte mult să cânt cu el. Iar în 2010, am contactat pe impresarul lui de la Paris și am cerut să-mi dea contactele lui Ferenc ca să-l întreb ceva. Și le-am sunat și am început să cântăm și am ajuns și la acest proiect. Deci așa. Da, da, e într-un chip așa foarte, foarte simplu, deci ne-am întâlnit, am citit câteva piețe împreună și încetul cu încetul a venit ideea unui disc, dar n-a fost deloc un proiect foarte clar stabilit și făcut în sensul ăsta, deci a fost foarte agreabilă întâlnirea asta și îmi place întotdeauna, spun că e o moștenire așa din secolul 19, poate, când oamenii se întâlneau așa la ei acasă, pentru, așa cum ne-am întâlnit, pentru că se mâncam împreună, se întâlneau, făceau câteva note împreună și se creia ceva deosebit sau nu. Și dacă ceva deosebit se creează, e bine ca să, deci, ca să continuăm. S-a creat, da. Da, e un lucru foarte important, această chimie între muzicieni, nu? Au tendința muzicienii români să tragă unul la altul, ca să spun așa, atunci când trăiesc în altă țară, sau cazul vostru e unul fericit? La mine s-a întâmplat să cânt cu mulți muzicieni români la Paris. E adevărat. Dar cred că a fost o întâmplare fericită, din punct de vedere. Și sunt foarte fericită că s-a întâmplat așa, dar nu neapărat. Sunt mulți
artiști români care sunt în Franța sau în altă parte, care cântă cu cei de acolo. Da, am înțeles. Tu, Laura, ai un alt proiect pe care l-ai făcut cu un pianist român. E vorba de un proiect din 2008, dedicat muzicii lui Anatol Lieru. Cum a fost să colaborezi cu Andrei Lieru? 5 ani deja, sau aproape, da, 6 ani, da. Da, într-adevăr a fost un proiect pe care l-am dorit foarte mult să-l fac în 2008, pentru că se împlinau 10 ani de la moartea lui Anatol Lieru. Și atunci am vrut să fac un proiect cu muzica lui pe care să o propunem și să o cântăm în România și în străinătate. În plus, niște înregistrări făcute la radio, cu mai multe lucrări de Anatol Lieru. Uh-huh. Și a fost, într-adevăr, un proiect foarte special. Mie îmi place enorm de mult Anatol Lieru și îl cânt cât se poate de mult. De altfel, în 2011 am cântat la Festivalul UNESCO concertul numărul 1 de Anatol Lieru cu Ansamblul Orchestral de Paris. Uh-huh. Deci este un compozitor ca și UNESCO pe care încerc să-l promovez cât mai mult. Da. De pe aceste înregistrări speciale pe care le-ai realizat la radio, i-am selectat un fragment din sonata pentru violoncel și pian de Anatol Lieru, Laura Buriană și Andrei Lieru. O să lăsăm până la fără 25 bandă asta, da? Și vom să mergem mai departe cu altă bandă, da? 73-533, da? Custerăm. Încă mai e mică frumoasă. Da, e frumoasă piesa. Vieru e foarte mișto, foarte mișto ca compozitor. Și mai ales primul concert, cred că e peste și peste Sinfonia Concertantă. Da, așa e. De bun, e cel mai bun. Și l-ai cântat aici? De mult, cred că de vreo 5-6 ori. Visul meu să fac un dublu CD cu toate lucrurile de violoncel și orchestră. Și sunt patru. Două concerte, un cu Sinfonia Concertantă și un dublu. Vioară, violoncel. Se cântă? Adică e corect cu primul. Da, adică, nu știu, nu vreau să mă... În străinătate e cunoscută cât de cât muzica lui, numele lui. Franța, Germania, da. Și e păcat că... trecem mai departe, să-mi dai mie să vorbesc peste muzică. Anatol Lieru, interpretat de Laura Buruiană și Andrei Lieru, iată un proiect între doi români care trăiesc în Franța, și Ferenc Vizi are mai multe proiecte cu alți români care trăiesc în Franța. O să ascultăm în curând o lucrare interpretată în compania Marei Dobrescu, pianista Marea Dobrescu. Eu aș vrea însă acum să punctăm câteva lucruri cu Ferenc Vizi după anul 1991, concursul de UNESCO, ce s-a întâmplat și un scurt parcurs biografic până astăzi. S-a întâmplat, deci am ajuns la Paris și am studiat, deci, cu domnul Gérard Frény până în 98, și au fost ani în care am intrat în contact cu și cu o cultură și cu o, deci nu a fost numai pianistic, a fost așa un aport deosebit, pentru că
domnul Fremi s-a interesat nu numai de faptul cum cânți la pian, dar s-a interesat și, și cum gândești și ce, și ce citești și la ce te uiți, la ce ești sensibil. Și, și a fost un, așa a fost un, a deschis câteva drumuri care, care mi-au... mi-au folosit foarte mult mai târziu. Deci au fost ani de acumulare pe plan muzical și practic domnul Fremi era foarte, cum să spun, era, nu era pentru ca să încerci să faci impresie cât mai repede și cât mai ușor, era pentru ca să ai un bagaj așa temeinic și pe urmă o să... Deci au fost ani în care am acumulat și pe urmă încet din momentul în care am intrat la masterat la conservator din 99, am început să ies pe scene prin intermediul unui concursuri internaționale care, care au fost concursul Rubinstein, concursul ARD în Munich sau concursul Hamamatsu în Japonia, și unde am avut șansa să am rezultate bune și care mi-au deschis drumul pe urmă pentru colaborări cu orchestre. Și așa cum îmi place să spun, încetul am început să am ocazia de a cânta în Franța și să mă simt bine acolo și sunt, din punctul ăsta de vedere, sunt foarte mulțumit, ceea ce îmi dă o plăcere deosebită concertul de mâine e și faptul că practic nu prea în ultimul timp nu prea am avut ocazia să revin în România. Revin în România, bineînțeles, pentru că familia e aici, pentru că îmi face mare plăcere să vizitez locurile, dar îmi face deosebită plăcere să cânt. Deci concertul ăsta de mâine e într-adevăr un cadou pentru mine și vă mulțumesc. Am înțeles. Reamintesc că recitalul de mâine are loc la Muzeul Cotroceni. Recitalul susținut de interpreții discului de muzică clasică al anului 2013. Am promis o înregistrare cu Ferenc Vizi și Mara Dobrescu. O ascultăm acum. Vă zic eu când, că va trebui să filăm muzica asta și să mergem mai departe. Mai departe cu un CD și cu track-ul 5 de pe el, da? Da, are 5 minute piesa aia. Alberta a ajuns mai repede, da. Și Mara a venit pe urmă. Alberta ce mai face? Chiar să vă spun și eu. Alberta este acolo, locuiește lângă Paris. Știu că predă într-un conservator, la Chantilly. Dar în rest eu nu sunt în contact cu Alberta. Nu știu cum... A mai cântă? Sau doar predă? Asta nu știu. Cred că... Eu n-am văzut așa, n-am văzut să fie programări, dar câteodată nu vezi și cântă în alte părți, cântă în străinătate, să nu știu ce. Asta nu știu. Dar, bineînțeles că a avut un succes mare cu concursul Magritlu, în 95 sau așa ceva. Și asta i-a deschis câteva porți acolo. Acum, bineînțeles că
ai o perioadă unde ai câteva angajamente după un concurs, nu? Pe urmă, lucrurile nu se fac singure. Deci, și problema e că la Paris sunt, e foarte multă lume și sunt foarte puțini impresari. Deci, pot să-i numer pe o mână, practic. Serios? Și, da, și deci e foarte greu. Și aveți impresari acum amândoi sau cum faceți? Da, eu am impresar. Chestia e că și în momentul în care ai impresar, nu sigur. Da, chiar dacă ai un impresar, trebuie să vii tot timpul cu o idee, cu să relaxezi. Deci lucrurile merg ușor doar pentru, doar când ai un nume extraordinar de mediatizat, atunci e ușor. Când e nevoie ca să iei telefonul și ca să vorbești și ca să prospectezi, să ne pregătim și să fac eu să... Ascultând această parte întâi din concertul catalog 1061 do major de Bach cu Mara Dobrescu și Ferenc Vizi alături de Orchestra de Cameră Radio dirijată de Frank Galli, vorbeam cu Laura Burriana și Ferenc Vizi, invitații interviurilor Radio România Muzical din această seară, despre condiția muzicianului de astăzi și am vrut neapărat să facem publică această discuție noastră pentru că prea rar avem ocazia să pătrundem în ceea ce este în spatele scenei, de fapt, și vorbeam despre ce înseamnă să ai un impresar, cât e de important, cât este de aglomerată piața la Paris. Sunt niște lucruri foarte importante și cred că interesante și pentru ascultătorii noștri. Așadar, cum este piața la Paris acum, în contemporaneitate? Eu când am intrat în 92, deci, practic, Conservatorul Național Superior este instituția cea mai înaltă în Franța pentru muzică și mai mult de jumătate din studenți sunt străini, practic, și chestia asta, bineînțeles că e valabilă și după aceea, deci este un... Este așa un roi de oferte, concurența așa între ghilimele, bineînțeles, este mare și spuneam că efectiv muzicianul de astăzi nu mai, cum să spun, faptul că stai jos și te gândești și cânți și îți faci meseria, din păcate am tendința să spun că nu ajunge și că ești practic obligat ca să încerci să iei telefonul, să suni pe un organizator, să vorbești, să vine alții, nu știu, să mergi la o serată, deci practic un fel de job de impresar. Pentru că impresarii sunt foarte puțin numeroși, deci, cum spuneam, în Paris poate sunt vreo 5 care sunt capabili și e foarte puțin pentru... Dar de ce se întâmplă lucrul ăsta? Că probabil, că în Franța, probabil că în Franța nu sunt chiar așa de bine plătiți, deci au aceea, probabil că marginea lor este la cam la 10-12%, pe când în Anglia e de două ori mai mult și am că înțeles. Chestia asta e poate ceva care ar trebui să se schimbe. Pentru că dacă nu, e efectiv e o meserie care nu își găsește așa un dinamism în zilele noastre și fiecare se descurcă cu sau fără, în funcție și de ce capacități are de comunicant. Înțeles. Îi întrebam pe cei doi care dintre ei are impresar acum. Laura spunea că ea nu are impresar, că se descurcă singură. Da, mi-a spus, da. M-a avut, de fapt, pe cineva din America și nefăcând nimic, practic, mi-a zis, doamne, nu se poate, o să fac eu singură, pentru că ce e bun făcut de bune e mai bun. Și de altfel, toate concertele chiar importante le-am organizat eu. Și am reușit eu să contactez organizatorii și toate CV-urile acestea, practic tot. Eu le-am organizat. Am înțeles. Deci și îmi place această meserie. Adică eu cred că după ce o să termin cu concertele și cu predatul, cred că... Deschizi o agenție. Deja am o societate care fac CD-uri, deci de ce nu transform în agenție? Da, așa este. Unul dintre CD-urile aflate în discuție este cel cu lucrări de George Enescu, editat de Trio Brâncuș, care a cântat de altfel și la sfârșitul lunii trecute aici la Sala Radio, o altă componență însă decât cea de pe
pe disc. Au rămas Laura Buruiană și Mara Dobrescu, pianista, în prim plan, însă violonista s-a schimbat. Hai să discutăm puțin despre colaborarea ta cu Mara Dobrescu și despre ce înseamnă Trio Brâncuș. Da, este un ansamblu la care țin foarte mult, atât ca, pentru numele pe care l-am ales și care pentru toate cele trei, pentru că era și Satenic, Curdonia, la început însemna foarte mult. Pentru mine poate este artistul român cel mai important, pentru că îl consider cum geniu și extraordinar ce a făcut. Și am fost de acord toate trei să luăm acest nume. Am cerut, bineînțeles, voie urmașului său să ne dea acest drept de a purta numele, așa că suntem în legalitate. Și este un trio la care ținem foarte mult, îl avem din 2010. Din păcate, în acel ăsta an, Satenicul doi a plecat în Belgia, într-o orchestră, orchestra de Dumnezeu. Și suntem în căutare de violoniști, practic. Am cântat aici cu Elza Greter și o să vedem dacă merge cu Elza, o să continuăm, dacă nu, mai căutăm. Oricum, este un moment mai dificil, să zicem, pentru că totdeauna noi ne-am format ca trio și avem un sunet specific și atunci căutăm o vioară care să se integreze bine în trio. Da. De pe acest disc, apărut în 2012, primul disc al trioului Brâncuș, pe care de asemenea l-am putut asculta în integralitate la Radio România Muzical, eu vă propun în minutele următoare Serenadul Anten de George Enescu. Acum o să fie ultima piesă, care o să fie cea de pe CD-ul ăla, tracul 1 de pe CD ultimul. Și nu mai dăm din benzile care le pusesem eu acolo, da? Tot zic că suntem între noi. Nu, alea le lăsasem de rezervă, dar nu cred că mai e timp să intre. Cu ce mai vorbesc, se termină, că e la 8, trebuie să terminăm. Da, o piesă de Enescu. Da, am experiențe de astea, dar filmul ăla e ales la disc. E delicat ca să integrezi un trio, înțeleg că e foarte delicat și oricât de bună, bine intenționat să fie și... Plus că nu cred că cânta foarte mult în ansamblu, nu ne ascultă de retinat, cu ochii pe ea. Da, da, da. Și... da. E greu să te zică dacă nu. Da. E o chestie în sine, așa, adică îți trebuie o... Sau să fii extrem de empatic tu ca persoană, așa. Poate nu cunoaștem lume destul. Avem un pian normal, un pian electric și conservatorul la 10 minute. Mie mai bine îmi place să studiez la conservator, că nu mă destul. Și vecinii, și de deasupra nimic nu mă distrează, așa, atenția rămâne la pian, dacă nu mă duc în bucătărie, mai scot câte un lucru.
Permit așa accesul și... Da, da, pentru că, practic, cursurile încep numai pe la 3-4 după masă, deci toate diminețile sunt libere. Da, oamenii ăștia nu fac cursuri dimineața? Nu, sâmbătă. Sunt miercuri, miercuri unde sunt și sâmbătă, da. Dar în restul zilelor este loc destul. Mă avertizezi tu, da? Mai sunt toate cine se vede. Nu, că nu e nici și eu, dar mie să nu ia valul și nici puțin nu pot să Serenadul Anten de George Enescu cu trio Brâncuș, care înseamnă printre altele și violoncelista Laura Buruiană. Laura Buruiană, care este o veche prietenă a Radio România Muzical. Eu mi-aduc aminte și acum de seara aceea din 2004, când ascultam la radio finala de la concursul New Talent de la Bratislava. Laura Buruiană concura împotriva Paticei Copacinscaia, atunci nu este imposibil să uit. Au trecut 10 ani și tot am rămas cu audiția concertului pe care îl cântai tu în ureche. Iată, au trecut 10 ani de atunci. Ce am făcut între timp, Laura Buruiană, așa, pe scurt spus? 2004, deci am intrat la Köln, la Hochschule für Musik Köln, la master. În paralel am făcut și doctoratul la București. În 2009 m-am stabilit la Paris. Și din septembrie, parte pe scurt, din septembrie o să încep să predau și eu în conservator. Înțeles. Înseamnă mai multe discuri care au apărut? E adevărat. Și discuri, și concerte, și trioul de care... Dacă ar fi să le alegi pe cele mai importante momente, care ar fi? Cele mai importante concerte, cele care te-au marcat? De cred că aceste CD-uri, înregistrarea la care țin cel mai mult, de fapt, este înregistrarea cu Ferenț. Nu pentru că e aici, dar pentru că, într-adevăr, a fost cea mai frumoasă sesiune pe care am avut-o vreodată de înregistrare. Fii ce spui asta? A ieșit repede. A fost mai scurt. Exact. M-am simțit ca la concert. Practic, noi nu trăgeam de 1000 de ori un pasaj, trăgeam de 2-3 ori pe ară. Tot așa, în 2 zile jumate să înregistrăm așa un program. Și eu m-am mirat. A fost chiar... Dar inginerul de sunet ce a spus? El era fericit. Putea să plece acasă cu o zi înainte. El a dat 4 zile și am fost 2 zile jumate. A fost fericit. Nu, a fost chiar o producție foarte frumoasă, la care țin foarte mult. Iar ca, poate ca noutate, ar fi faptul că am început să cânt la instrumente baroce. Viola da gamba, violoncel baroc și piccolo. Și? Da. Și acum sunt de altfel în licență la conservatorul din Orsay. Anul viitor va fi ultimul an, anul 3. Și asta mi-a deschis anumite viziuni pe care le aveam despre muzică și mai ales muzica baroc, pe care nu înțelegeam, nu puteam să cânt Bach, nu înțelegeam ce e cu Bach. Și în momentul în care am pus mâna pe un violoncel baroc, am înțeles cum se cânte și ce trebuie să aud. Și ce ar trebui să auzim? Care e diferența? E alt sunet. Practic, în momentul în care, dacă încerci să forțezi, violoncelul nu va suna. Va fi un sunet oribil. Dacă vibrezi, iară se va înneca. Deci, practic, el, violoncelul, te învață ce trebuie să faci, ce nu faci mai ales, ca să sune cum trebuie. Și în momentul acela poți să treci pe violoncel modern și va fi mai ușor să interpretezi, așa cum spun, în stil baroc. Da. Probabil ca și pianul modern și clavecinul la fel, pentru că pianul modern are întotdeauna, instrumentele moderne au cum să spun, au șarmul ăsta care au și un sunet care e mai mare și au și pedala care la pian adaugă câteodată abuzăm așa, dar practic instrumentele astea de epocă
ce mă atrage e că sunt așa extrem de transparente, de firave și predomină gândirea care o ai, pe care nu poți să o îmbraci așa oricum, cum se poate face cu instrumentele moderne, și totul răiese extrem de clar, articulațiile, limpezimea, toate astea e ceva care îmbogățește muzica asta, cred că. Da, foarte interesant, iată spus de un interpret. Noi, ascultătorii, doar percepem diferențele între pian și pianofort sau între viola da gamba și violoncel. Deci vreau să revin la un ultim capitol din biografia Laurei Bureanu, acel ultim CD pe care l-a lansat, însă primul la propriei case de discuri. Da, e adevărat, pe primul CD, Enescu și Bartok, cuprinde Sinfonia Concertantă de George Enescu. Am vrut să înregistrez ce se poate de mult de Enescu și peste două luni voi înregistra aproape tot ce se poate pentru violoncel și pian sau orchestră. Și divertimentul de Bartok cu orchestra de cameră din Chișinău și cu maestrul Cristian Flore. A fost un proiect susținut de către ICR. Uh-huh. Și cel din București și cel din Chișinău. Am înțeles. Noi vom asculta un fragment din această Sinfonie Concertantă de George Enescu de pe CD-ul, primul CD al Laurei Bureanu, la propriei case de discuri, Olecelu. O să mergem cu muzica asta până la fix, înainte de un minut jumate, două minute înainte, o să fac eu un final pe muzică, da? Așa am cântat ce mai întâmplă. Erau două, trei chestii, niște frituri la asta. Încă 20 de secunde, așa un pic. Este timpul să ne luăm la revedere de la Laura Bureanu și Ferenc Vizi, invitații emisiunii Interviurile Radio România Muzical. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Mulțumim și noi pentru invitație. Mulțumim mult. Sigur că cu cei dintre dumneavoastră care vor fi prezenți mâine la Muzeul Național Cotroceni de la ora 19, Laura Bureanu și Ferenc Vizi vor cânta și o piesă de pe discul de muzică clasică al anului 2013, dar și lucrări de Enescu, Fauré și Debussy, într-o încercare de reconstruire a unui Paris Belle Époque. Eu aștept să ne vedem acolo. Vă reamintesc că puteți vota în continuare discurile de muzică clasică ale anului 2014 pe pagina romaniamuzical.ro. Așa că să ne vedem cu bine mâine și să ne reauzim la Radio România Muzical. Acum a venit momentul să facem și niște poze de final. Nu-mi dau seama că ce sunt în mână este înainte.
Apucasem să ți le dau pe mail. Serios, deja? Da. Păi așa, așa la repede. Covor aici. Astăzi, la covor, da.